Noi promisiuni pentru ca Pașcaniul să scape de haitele de câini fără stăpân de pe străzi. Primarul municipiului Marius Pintilie a precizat în conferința de presă de joi 4 mai că în următoarele două săptămâni va fi formată o echipă din doi muncitori care să se ocupe doar de carisaj. Edilul a spus că arma care se folosea pentru tranquilizarea patrupedelor este în reparații și că municipalitatea va mai achiziționa încă una. Referitor la câini... Um... Am luat deja câteva măsuri pe partea de ecarisaj. Am constatat că avem o armă care este defectă. Am trimis-o, era reparat și am făcut comandă dincă o armă nouă. Vă promit că, să zicem, în două săptămâni de zile vom avea o echipă de ecarisaj formată din două persoane care va face doar ecarisaj tot mandatul care mai a rămas. Deci, mi-am mi -am promis și am vorbit și cu cei de la gospodărie comunală, vom avea o echipă de oameni formată din, doi, din două persoane care va face doar ecarisaj. Nici eu nu sunt mulțumit de faptul că merg pe stradă prin centru și trec câini pe lângă mine. Am discutat cu toată lumea, nu există altă variantă. Cine se opune la chestiunea asta va avea de-a face cu mine. Potrivit unei statistici prezentate de viceprimarul municipiului Cristian Rățoi, anul trecut au fost capturați 565 de câini, care mai apoi ar fi ajuns la padocul din pădurea Moțca. Alesul local a precizat că de la an la an sunt adunate tot mai multe patru pede de pe străzi. Dar, paradoxal, situația pare a fi la fel în municipiu, ba chiar mai rău. Un motiv ar fi faptul că animalele sunt aduse din alte localități și abandonate pe raza orașului, susține viceprimarul. De precizat este faptul că Iubitorii de animale pot adopta câini de la padocul din Moțca, iar mai multe informații se pot obține la numărul de telefon 0742-082482.